Și pe asta? Asta am terminat-o. Păi, dar și pe asta, și pe asta. Apoi, pe prima am terminat-o. Cât? Mi-a dat 81. 81, da. Plus, acum la cealaltă muncește. Da. E cu două cifre, nu? De aia te enervează pe tine. Dacă ai fost la 10, te-ai fi descurcat? Da. Cât ar fi fost la 10? Ar fi... 550 împărțit la 10. 50? 55. 55. Că dai 0 acela. Da, 55. 55. Acum, împărțit la 11... 54. Nu, te gândești așa. 56? Bun, fă mulțirea. 50... cât am zis, ar fost 55, da? Da. Ia, vezi, tu, dacă împaci la 11, fiind mai mult, împaci la mai mult, să aștepți să te știi mai... Mai puțin, nu? Da. Ia încearcă 45 ori 11. Da. Aproape am terminat și pe urmă, da, care vine acum. Da. Da. Cum sunt așa de grele exerciții, mai trebuie gândite. Sigur că da, da. Trebuie să ai spirit, simțul ăsta la practică. No, aici cum ai făcut? Nu? Prea puțin. M-ai dus mai sus. Pentru că 45... E prea puțin, te-ai dus prea jos. 550. Aia s-a înțeles. La 15? Deci tu la 11, cam cât ai zis să-ți ia? 15? Cum 15 e puțin. Păi, înainte cât ți-o dat, când am zis la 10, era 55. Da. Ia încearcă tu... de la 50... Vezi tu? Da. Cât ai încercat acum? 15 ori 11? Dă puțin. Păi 0. 1. 15 ori. Cât ți-o dat 15 ori 11? Mi-a dat 565. 15 ori 11? Nu cred. Ia mai fă o dată. Cum faci? 15, așa e spus. 15 ori 11, da? Da. 1 ori 5, 5, da. 1 ori 1, 1, 1 ori 5, 5, 1 ori 1, 1, 5, 6, 1, 165. Păi, dacă e 15 ori, dacă ai fost ori 10, cât ar fi dat 15 ori 10? Ne dădea 150. Are mai merge 7. Adică, la cine te gândești tu? Nu ar merge 5? Cât? Oare 5. Cât, 11 ori cât trebuie să spui? Păi, 11 ori 55. 11 ori 55. 45, ai văzut că e puțin. Uite, 45 ori 11, să zicem, 1 ori 55, 1 ori 44, 1 ori 55, 1 ori 44. Și când adunăm, 9, 495. Trebuie să urci mai sus. Deci trebuie să urci mai sus. Nu a fost bine 45, hai duce 46, 47. Ia 47. Eu duce la 47 și mulțește 47 cu 11. Da? Gata. Deci am făcut. A supra 3. Nu, de prea mult. Egal cu B supra 4. Da. Egal cu C supra 5. Și pe-aia am scris A ori B ori C supra 3 ori 4 ori 5. Așa.
egal cu 2580 supra 60. Și am simplificat și am dus la 342. 342. Da. Și acum cum faci? Dar cine este ăsta? 342. Aur de orice. Aur de orice. Da. Păi aur de orice ăsta este. A împărțit la 3. Plus B împărțit la 4, plus C împărțit la 5. Era egal cu R. Și când e linie, vine R, ori R, ori R. A, da chiar. Deci asta acum este R la A. R la 3-a. R la 3-a, asta e șmecheria. 340 e R la 3-a, adică ce număr la 3, 342. Ia vezi tu, poate îl găsești. 342 sau 343? 342. 342. Ia vezi tu, cine? R la 3-a, egal cu 342. Poate e greșit la împărțirea aceea. Ia vezi tu vreodată. Și am avut 20.580. Supra 60. Supra 60. Păi am uitat un 0 cu 0. Da. Apoi am simplificat prin 2. Da. Și mi-a dat 10, 28. Dar împarte deodată la 6, că se împarte la 6. Nu? Da, păi mi-a dat 342 mie. Dar 3 ori 4 ori 5 cât fac 60? Da. 4, 5, 20 ori 3, 60. Corect. Și acum? Păi de ce nu faci tu împărțirea asta, efectiv? Deci 20.580 împărțit la... La 6. Nu 20.580, 2.508. Că ai împărțit într-un 10. Da. E simplificat. Cât te-ai dus până acum? Păi trebuie să fie cu 5 la final, dar nu merge. Trebuie să fie cu 5 la final, da. Atunci? Dar nu merge. Cât ai luat? 50 și cât ai luat? Una 15. 15? Nu. Da. Nu 15. Păi 15 e prea puțin. 15 ori. De 550. Și 15. Nu, 15 ori 5, 15 ori 11, cât am făcut? Am făcut mai devreme. 15, 11, 165. 165. Păi, doar noi avem 550. Mi-a dat 343. 343, așa. Ei, acum urmărește. Cine la 3-a să fac 343? Deci, 13? Da. Păi te face puțin. Iar 13. Păi dar nu se pune. Când mulțesc cu celălalt 13, vin în partea asta altă. Păi tu ca ce mulțești, mulțești. Tu când ai zis așa, 13 ori 11, da? Și ai zis 1 ori 3, 3. 1 ori 1, 1. 1 ori 3, 3. Aici începe în construcția. Nu știi? 1 ori 1, 1. Că dacă tu ai pus tot 13 aici, greșeală. Trebuie la 50 ceva. Deci 50 ceva ar trebui, nu? Ia iar numai cu 50, mă. 50 ori 11. Ia să vezi tu cât faci. 17 la 3, ca la 342? Cât? 17 la 3. 17 la 3, cât faci? 343. Păi vezi tu, dar 17 ori 17 ori 17 de 3 ori, oare să fie peste 10? 10 la 3 cât ar face? 10 ori 10 ori 10? 1000. 1000 face. Deci nu poate să fie peste 7.
Poate șapte, e vezi tu, șapte, păi șapte. Păi șapte, m-am gândit șapte, șapte, poate și așa. Am făcut șapte, cât să-mi dea? 300 de mine. Păi? Da, merge, merge. 50. Merge? Merge? Cât în zero. Da, pentru că 1 ori 0, 0. Da, e 7. Da. 1 ori 0, 0. Da. Și cu un 0 aici. Da. 1 ori 5, 5. Tragi liniște la doamne. 550. Foarte tare, mă. Deci aici face 50, mă. Foarte tare, ai văzut? Un pic dacă greșești acolo, ți-e să greșim aici. Deci asta a făcut 50, da? Da. Și acum 270. Cât face 270 împărțit la 3? Gata, am găsit. Era 7. Da? Că eu mă gândisem, pus în cap. Am făcut 9, 9, 81, n-are cum să termine în 3. 8 ori 8, n-are cum să termine în 3. Și când am zis la 7 ori 7, 63. Cred că... Da. 8 ori, da, s-a ieșit. A egal cu 21, B egal cu 28 și C este egal cu 5 ori 7, 35. Da? Da, și... mi-am dat toate. Toate au găsit pe A, B și C. Toate, da. Toate chestia a fost să se sesizez că acolo e R la a treia. Da. Că una e R, cealaltă e iar R, cealaltă e R. Și R, ori R, ori R, când ai mulțit, R la a treia. Da. Când ai ridicat la pătrat, e R la a doua. Uh-huh. Deci, asta e poanta. Așa. Să vedem un alt exercițiu. Spune așa. Determinați numele ABC, știind că au loc simultan relațiile. Deci găsim numele ABC, știind că au loc relațiile. Următoare. Știind că au loc relațiile. Da, da. 90. Da? 90. 90 este rezultatul final, da? Ia să vedem acum. Nu 90. Uite așa, se dă... Adam 90. Avem proporția x supra 3 egal cu y supra 5 și egal cu z supra 9. Așa. Amic. Găsiți, nu, găsiți x, y și z. Deci cine este x egal cu cine, y egal cu cine, z egal cu cine. Știm că amic la amic îți dau așa, x plus y plus z este egal cu 34. Oh. La b mic. Le faci repede, sigur. Da, x plus... x plus z minus y egal cu 21. La c? 2y plus 3, 2y plus 3x plus 4z egal cu 440. La d? X pătrat plus y pătrat. X pătrat plus y pătrat plus z pătrat este egal cu 1392. Și deci D e eu 1000 nu x pătrat plus y pătrat plus z pătrat da, egal cu 1392 și 7x pătrat 7x pătrat plus 9y pătrat minus 2z pătrat este egal cu 2016. Așa. Okay. Îi dai drumul la lucru, eu între timp am făcut. Am terminat. Așa. Acolo este 90 la 270. Deci la 270 este... 90. Nu, deci, acolo. Deci trebuia să-mi spui rezultatul, mă. Dar tu n-ai făcut rezultatul, nu? Da, da. Am făcut totalul acesta și am scăzut. Așa, și cât s-a dat? 90 era, nu? Final. Da, era 90. Și am, nu, era 41.
Vedea. Bun, dar trebuie să scrie așa, egal, mai departe, așa să fie redactat frumos, ca să vadă tot omul. Iată să facem altceva. 392 392 împărțit la 4 așa plus 732 împărțit la 3 și minus 990 împărțit la 11. 990 împărțit la 11. Asta. Hai să vedem repede. La prima, Davide. Uite, mi-am dat 17 pe 2. Mario, aici cam câte este că merge? Sub 100. Sub 100. Dar destul de aproape, că dacă 392 e aproape de 400. 90 ceva. 90 și? 90 ceva. Și ceva. Mai mult, mai aproape de 100 sau de 90 mai aproape? Mai aproape de 90. Mai aproape de 90, adică 91, 92? 93, 94. Așa încerci tu, da? Nu, 392 de cine e mai aproape? De 400. De 400 ar trebui să fie mai aproape de, de 100. Că 400 împărțit la... 99. Nu? Da. Mai aproape de 100, nu de 90 mai aproape. E, ia să vedem. Ia vezi. Fă 98 ori de 4, să vezi dacă îți dă. Mario? Eu? Da, vede tu. Primul a ieșit? Da. Aproape X, Y și Z, da? Da. La B? Păi la B o să scriu X pe 3 așa. Egal cu Z pe 9 egal cu Y pe 5. Le da. Pun eu în ordinea care așa, trebuie. Da. Aia pun semnele și am terminat. Așa. Gata. Și la ce merge rapid? Da, trebuie e bine? Să... 98. E bine, da? Ai văzut? Se simte că e și trebuie și aici 98. Da. Aici. 392. Acolo, la 392 împărțit la 4. Așa. La 732. Aici e 98, ai spus tu. Da. Bun. Și aici e 732 împărțit la 3. După tine, cam ce rezultat aștepți tu? Mai mare de 100. Mai mare de 100. Dar de 200. Mai mare de 200. Mai mare de 200, că ar fi 600, nu? Da. Deci, dar 200 încolo te aștepți. 250? Ia să vezi tu 250. Da, 750. Faci 750. E cam mult 250. Că te pășește. 234. 234, ia dai tu cu 234 să vezi ce este. Ori? 3, da? 3. 3, 4, 12, 2, 1, 2, 3. 5, 3. 6, 7. 8. 602. 602. Prea puțin. Da? 602, prea puțin. 240. Nu ai mers simultan. A, da? Da. Nu, dar doar vă spus că citesc acasă. Matematică fac mai gata. Și pe B. 720. 720. Așa. Deci și B-ul a ieșit, da? La
La ce? Hai să lucrăm împreună la ce, da? Ok. Deci x pe 3. X pe 3 egal cu y pe 5 egal cu z pe 9. Z pe 9. Pe prima o mulțim cu o 2. Pe prima cu 2. Pe a treia cu 3. De ce cu 2 pe a doua? Pe prima. Nu, pe a doua. Așa. Cu 2. Pe prima cu 3. Da. Asta cu ultima 3. Cu 4. Așa. Și de aici rezultă? De aici rezultă că? Întrebarea este... Fiindcă nu ridicăm la pătrat, se păstrează valoarea la pătrat, da. Că e mulțim sus și sus. Deci poți spune egal mai departe, da. Fără nicio emoție. Egal cu... 2y supra 10 2y supra 10 este egal cu 3x, da. Supra 9, da. Egal cu 4z supra 20. Supra 20. Și egal cu... Deci... 2y, da. Plus 3x plus 4z supra... Cum e? Aici cum te... Mi-a dat 236. Cum? Ai mulțit 200? 200 cât? 236. 36 ori? Ori 3. Ori 3. Și ia să vedem împreună. Păi am făcut... Mi-a dat 720, am adunat 3 și am ajuns la 235. Da, hai să facem mulțirea asta ca să mă ajut să... 6 ori 3 este egal cu 18. Da. 3 ori 3, 9. Da. Și 3 ori 2... Păi 9 și... 3 ori 3, 9 și mai este... De la asta a rămas. Da. 1, 1. 1. Da. 10. Da. 0. Și nu reținem, 308. Da. Cum 308? Vreau să fac și un fișier cu el deoparte și așa tu continui, dar acum, da. Ți-am dat echeșiții, continui să rezolvi. Mario, 3 ori 3